Doamne, dă slavă numelui Tău, celui sfânt, și cu puterea Ta mă ridică la dumnezeiasca Ta judecată. Iar când mă vei judeca, să nu mă apuce mâna stăpânitorului acestei luni, ca să mă surpe pe mine păcătosul în adâncul iadului, ci stai întru mine și-mi fii mântuitor și sprijinitor, pentru că chinurile acestea trupești veselie sunt robilor Tăi. Miluiește, Doamne, sufletul meu, cel întinat cu patimile acestei vieți, și prin pocăință și mărturisire curat pe el, îl primește, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.